vechiul regim, din punctul ăsta de vedere, eram privilegiați. 24 ianuarie, mi-aduc eu aminte, la Focșani era chiar sărbătoare în adevăratul sens al cuvântului. Trebuie să fim mândri, apoi, și de ceea ce a însemnat primul război mondial, că noi aici am schimbat istoria. Și vă spuneam și repet, sunt așa ca o mare hodorocită. Noi aici, la Focșani, suntem cei mai bogați la capitolul monumente ridicate în memoria lui primului război mondial. Și să promovăm acest lucru, pentru că merităm. Bătăliile care s-au dat pe meleagurile noastre au schimbat soarta războiului, au schimbat soarta țării. Pentru că vă spuneam, aici, la noi, Mărășești, Mărăști, Soveja, în momentul în care luptele au ajuns în zonă, eram practic terminați. Nimeni nu ne mai vedea nicio șansă. Noi de altfel am și plecat cu un handicap în război. Aveam o armată îmbătrânită, aveam o armată neinstruită și neînarmată, în sensul că noi aveam tot ceea ce însemna arsenal militar de la Revoluția de 1977. Deci nu aveam cu ce lupta. Dacă aveam arme, erau una la 2-3 soldați. Deci situația era una dramatică. Iar intrarea noastră în război s-a făcut mai târziu, aveam 1916, tocmai din acest motiv. Și noi, în momentul în care am intrat în război, n-am făcut decât să ne retragem. Iar august 1917 a fost definitoriu pentru noi, am schimbat tot, dar a fost cu un sacrificiu enorm. Și la Mărășești, și la Mărăști, și la Soveja. Așa încât pe aceste locuri era firesc să fie construit ceva care să ne aducă aminte de sacrificiul eroilor. Și vă spuneam, iarăși mă repet, că la Mărășești ar fi trebuit să fie Catedrala Neamului. Ceea ce noi astăzi facem noi la București și suntem mândri că vom avea o catedrală, o chestie wow. Eu personal nu am văzut-o, sper cândva să ajung și din motive turistice în capitală, nu doar din interese, ce spune, mai când avem nevoie ne ducem pe acolo. Însă trebuie să știți că la Mărășești a apărut pentru prima dată ideea ridicării unei mari catedrale a Neamului. Acolo trebuia construită catedrala. Faptul că am făcut-o astăzi a fost și altceva, dar noi să ne mândrim. Să ne mândrim că din cele 11 mausolee care s-au construit în România în memoria eroilor primului război mondial, noi suntem cei mai bogați, avem 4. Da? Mausoleul avem la Mărășești, Mărăști, Soveja, dar și la Focșani. Ați vizitat mausoleul din Focșani?